Se pare că această serie va continua. Gol! Minunata lui Hefte! Minutul 54. Este seara golurilor fabuloase aici în Gruia. Campionii se întrec în reușite care mai de care mai spectaculoase. După golul lui Petrila din lovitură liberă, vine și această execuție minunată a lui Hefte. Cât de frumos au combinat băieții lui Dan Petrescu și vine această torpilă a lui Hefte. Este pulverizat portarul voluntarului. Mihai Popa se așează bine pe minge Hefte. Se șutează cu sete, cu piciorul drept de la distanță. Gol minunat, mingea se duce sub transversală. Hefte Betancor, fostul atacant al voluntarului, dublează avantajul celor de la CFR Cluj. Un atacant pentru care Dan Petrescu a insistat în această vară, în momentul transferului său de la Farul. Fabulos golul, 2-0. Și Liviu Ciobotariu, la meciul cu numărul 200 ca antrenor în Superliga, pare deja împăcat cu gândul înfrângerii. A meciul pare rezolvat. Spaniolul Hefte cu prima lui reușită în campionat pentru CFR Cluj, după cele 16 goluri marcate în sezonul trecut în tricou.